Participanților, să vă
mulțumesc doamnei profesoare Dora Ceama, să mulțumesc celor care ne-au încântat cu colinde și sperăm ca acest Crăciun, această sărbătoare a nașterii Domnului care urmează să aducă în fiecare suflet pace, bucurie și lumină. Biserica noastră, Biserica Catolică, a început de la 8 decembrie, un an special proclamat de Sfântul Părinte Papa Francis, un an al milostivii. În acest an sperăm să devenim mai milostivi și spunea Sfântul Părinte că nu banii ne fac bogați, ci cei săraci de lângă noi. Să încercăm în acest an să privim și în jurul nostru și să descoperim cu adevărat oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Oameni care au nevoie de un zâmbet al nostru. Oameni care au nevoie de un sfat din partea noastră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și așa cum obișnuim, la ieșire vor fi două tale. Și dacă sufletul vă lasă, dacă buzunarul vă permite, vă face o colectă. Colecta se va îndrepta spre centrul persoanelor vârstnice, care este coordonat de Samariteni Orăștieni. Ne-am bucurat să facem un gest de binefacere pentru acest centru. Pentru că, așa cum am spus în câteva duminici în urmă, aveți grijă cum vă purtați copiii, pentru că ei sunt cei care vă aleg centrul la bătrânețe. Așa, aveți grijă. Eu vă doresc sărbători binecuvântate, multă, multă sănătate și Bunul Dumnezeu să facă să fie în lume pace. Dacă este pace și sănătate, nu ne trebuie altceva. Vă doresc o seară binecuvântată cu multe, multe harturi.